Mutulu se agită foarte mult, Moldovan greșește, impardonabil și este în convinge scoasă în fața porții, Tudor, e gol pentru Șepși, ce gafă! Urzic acum, Tudor e în cursă, Tudor e, scoate grab, mingea sare la Ganović, Tudor e, gol! Și se scoate aproape de fază, Ișvan Kovac. Ștefănescu printre șansă de gol și este gol marcat de Tudorie, care nu mai ratează. La terenul lui, atenție la această fază cu Jonathan Rodriguez, are spațiu, pasă pentru golul lui Alexandru Tudorie, este... Trenorul, dar arbitrul, portarul celor de la FC Voluntari, Ninai. Ninai și e gol! Este golul lui Alexandru Tudorie, 1-0 din minutul. Rondon pentru Matei. Mingea lui Matei, apoi pentru Tudorie, gol! Să vedem dacă a fost offside. Tudorie înscrie pentru că în primele 45 de minute FC Argeș nu a amenințat poarta adversă deloc. Nu este offside, este gol! 5-0. Minutul 89 l-a primit pe colțul scurt. Recuperează Bărbuț, Tudorie face 6-0. Are mult spațiu, aleargă Ivanov, este acolo și Patache, Matei îi întoarce și pasează bine, balon în fața porții. 7-0, marchează Tudorie. Penaltiul e la ratat penalti în meciul cu Ljubljana de aici. Da, nu este cel mai bun executant. Șuta lui Tudorie, de această dată marchează primul gol al lui Șepși în această seară. Aganović, omul responsabil cu acest corner, înlocuitorul lui Matei Aganović pe 7 metri, gol! Pentru același Alexandru Tudorie. Poziție viitoare, cum ar veni pe direcția de alergare lui Dimitrov. Damașcan, șut al moldoveanului și Tudorie, gol! Gol, Șepși! Revo, pasă excelentă a lui Ștefănescu pentru Tudorie. Driblingul lui Tudorie, încă un dribling, șut, gol! Gol superb, marcat de Alexandru Tudorie. Bărbuț, la minge, Bărbuț care când are mingea, bagă capul în pământ, Golovka și este golul de 5-0. Un cadou. Centrarea lui Bărbuț pe Baradoa, Mitrea scoate Popescu, Tudorie, gol! 1-1, egalează Tudorie. Reușește să protejeze Mitrea. Centrarea lui Mitrea arată bine! Gol! Șepși! Prima repriză. Da, pentru că purcarea lor a fost mai mereu blocată de Sidibe și Fandurmă, în eroare mare, gol! Marcat de Tudorie! Robert Popa! Prează Șepși, contraatac, oh, pasă superbă aici pentru Așakbar, Așakbar încearcă să îi trimită lui Tudorie! Gol, Șepși! Pe contraatac! Все, теперь уже точно можно всех футболистов атакующей группы Арсенала похвалить. Даже Маркова, хотя он не отличился, но он все-таки был очень полезен в первом тайме, а потом просто... Феделе. E bună preluarea, excelentă și continuarea. Gol, Tudorie. 2-2. Restabilește egalitatea. Doua variantă. Nistor execută lovitura liberă. Șansă pentru Craiova. Centrarea lui Dan Nistor. Gol! Îi vedem mai mult în preajma careului advers și pe fundașii laterali. Acum Camara îl are pe Tudorie în fața porții. Gol! Tudorie pune latul pentru 2. Față în față cu Florin Iacob, cu piciorul drept va executa acest penalti. Tudorie, șut și gol! 2-0 pentru Universitatea Craiova. Alexandru pentru Struna. Struna se apropie de careul de 16 metri, centrează pentru Tudorie. Gol! Minut
minutul 76, 3-0. Țâră 2 contra 2 aici, să-l vedem pe Țâră, 1-1 cu Mihai Popescu. Țâră l-are lângă el pe Tudorie, șutul cu exterior, gol! Несколько в составе. Туляков подача. Ох, какой момент! И гол! 3-1! Tudorie execută. Să-l vedem. Pe decarul voluntariului, Tudorie, gol! Execuție ce a părut foarte simplă a lui. Vine centrarea lui Ion Gheorghe, iese Râmnicianu și nu o face deloc bine. Șansă de gol, este. 2-1. Tudorie face dubla. O pasă pentru Tudorie, nu s-a ridicat fanionul Tudorie în fața golului. Tudorie! Gol! Un gol de al consolării. Filop, Ion Gheorghe scoate în stânga pentru Laiduni, ajutat de Alexandru Vlad. Laiduni preferă să joace cu Ion Gheorghe. Împinge mingea în poartă. Alexandru Tudorie, 2-1. Pe... Acțiune periculoasă acum a celor de la Voluntari. Gol! 1-1. Căpățână care pleacă în jumătate de teren adversă, nu e căpățână, e Răuță, ca să nu-l vei tu Răuță, vorbeam de cele 3 goluri marcate, este al 4-lea gol pe care îl semnează de această dată Tudorie. 4-lea. Voluntariul lui în capul lui Cioinac a executat aici. Este gol! Gol! Tudorie! Egalează! Cu aceste tipuri de trageri de timp, Tudorie spre minge, șutul, gol! Voluntariul! 2-1! Deac acționerează, Gabi Deac în lateral, extraordinar sprintul său, îl păcălește și pe Lukin Deac și gol! Fece Voluntar marchează! Și vedem, Rusescu are cât un gol cu Viitorul, Colici are 7 goluri în 6 meciuri. Acum o centrare pentru Tudorie! Marchează Alexandru Tudorie împotriva fostei... Costelenache. Deocamdată Burcă e ceva mai avansat. Gol! 2-0 pentru Fece Voluntari. Marchează cu Răuță. Lansare bună pentru Popadiuc. Scoate Iliev și încă o dată Iliev. Gol! Până la urmă este gol pentru Fece Voluntari. Tudorie își aduce... Este Pârcălabu care va executa centrare respinsă greșit acolo. Gol! Gol Tudorie! Voluntariul e curajoasă, echipa lui Niculescu centrează la colțul scurt, o intervenție și e gol Tudorie, extraordinar, înscrie volul Novac, a urcat Axinte în stânga. Popadiuc aruncă bine de tot mingea, Văduț pentru Tudorie și e gol valabil, protestează cel de la secție. Scuteac a trecut de Papșis, vine pasa pentru Maftei, cerea Văduț, trimite foarte bine Maftei, Popadiuc centrare, cap și gol! Alexandru Tudorie. S-a venit acel gol arcat de Tudorie, fază controversată. Văduț centrează, Tudorie! Hat-trick pentru Alexandru Tudorie. Și central în această fază, Marinescu, pasa pentru Tudorie, nu e offside. Tudorie și este gol! Ce finalizare frumos! Tudorie continuă să rămână în posesia baronului, scoate pentru același Iaconici, a fost o mingea bâlbâită de Albus și Tudorie, gol! Posesie prelungită a Stelei, pasa este bună pentru Aganovic de la Borceanu, Aganovic, centrare, Adi Popa, iese gol până la urmă, Tudorie marchează pentru Stelei. Stanciu. Το σούτ, η επέμβαση από το Βελίνι, 3-3 ο Τουτόριε. Φωνάζουν για offside, οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί στο κέντρο του ΠΑΟΚ που δίνει τη δυνατότητα στους Ρουμάνους να επιτίθενται. Η μπάλα θα καταλήξει τα δίκτυα από το Τουτόριε. Δεν είναι ότι το γύρισαν από το 3. Φιλίπποβ, ατσεντράτ. Πρελόρια λούι, Τουτόριε, γκολ!
voluntar.